Situația tensionată de la vârful organizației județene, dar și de gringolada de la nivel central, i-a determinat pe mulți liberali vechi din Slatina să nu se înscrie în cursa pentru șefia organizației municipale. Singura candidatură a fost cea a lui Sorin Țârcomnicu. Deși cu funcția asigurată înainte de vot, acesta le-a prezentat colegilor gândurile cu care pleacă la drum. Cu gânduri bune și măreți. Am decis să candidez pentru șefia biroului politic local de la municipiul Slatina al Partidului Național Liberal, mânat de multe gânduri bune și sunt foarte hotărât să facem treabă eu, noul președinte ales, și inclusiv biroul politic local, care se va vota în următoarele momente. Vreau să reconstruiesc această organizație din temelii, pentru că după eșecul de la parlamentare, care a fost la nivel național, am fost zdruncinat foarte, foarte tare. Va fi un drum greu și anevoios și sper să-l parcurgem cu bine. Dacă fostul lider al PNL s-a limitat în discurs doar la atacuri, atât la adresa unor colegi cât și a ziariștilor, actualul președinte le-a dat celor aleși câteva sfaturi. Când am spus că ușile partidului se deschise, sunt foarte clar. Am spus că nu trebuie să fie foarte larg deschise, pentru că mi se pare normal, având în vedere istoricul, experiența noastră, că într-adevăr trebuie să deschidem ușile, dar să fim foarte atenți, că ca cei care vin într-adevăr să aibă convingeri de dreapta și dacă se poate și bine ar fi și așa trebuie să fie liberale. Și în legătură cu cele două categorii sociale, bugetari și oameni de afaceri sau oameni din clasa medie, nu am absolut nimic împotrivă ca bugetarii să bată la ușa partidului, să fie primiți, cu o singură condiție, să-și asume presiunile ulterioare la care se supun. Indirect, noul lider al organizației municipale a lăsat să se înțeleagă că dorește ca la alegerile viitoare să intre în cursa pentru primărie. Eu m-am înscris în Partidul Național Liberal din convingere. Peste ani și ani, după ce m-am înscris, am aflat că străbunicul meu a fost primar liberal la 30 de sus. Am aflat că verișorul mamei a fost primarul Drăgășani, primar liberal, Iordache Gheorghe. Poate viitor, cine știe. Va mai trebui.